Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. Lucrătorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier au aplicat în 2019 peste 800 de contravenții, a căror valoare a depășit 1 milion de lei. Din 16 ianuarie 2020, instituția are șef nou în persoana inginerului Florin Nedelcu, consilier județean PNL. Inginerul Florin Nedelcu a susținut luni prima conferință de presă după ce a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la 16 ianuarie 2020. Acesta a mai fost la cârma instituției în perioada 2012-2014. Inginerul a prezentat un raport al activității instituției pe anul trecut, când au fost aplicate în trafic peste 800 de sancțiuni contravenționale. De exemplu, în decursul anului trecut, ISCTR-ul a efectuat controle în trafic în decursul anului și s-au constatat anumite încălcări ale prevederilor legale, atât la regimul drumurilor, privind masele și dimensiunile, cât și la perioadele de conducere. De exemplu, în decursul anului au fost aplicate un număr de 822 de contravenții, cuantum fiind de 1.739.850 lei. Aceste amenzi au fost achitate în proporție de 85%. O altă problemă care vrem să o eliminăm din activitatea ISCTR-ului este degradarea infrastructurii datorită transportatorilor care de obicei mai încarcă peste tonaj. Acest lucru este puțin îngreunat și datorită faptului că locurile necesare efectuării cântăririi autovehiculelor este puțin deficitar și trebuie remediat asfaltarea lor și punerea în funcțiune la parametrii care ne sunt nouă necesari pentru amplasarea instalațiilor de cântărire. Având în vedere că mașinile de ultimă generație sunt dotate cu tahografe inteligente, au apărut și modalități de fraudare. În acest sens, inspectorul ISCTR urmează cursuri pentru a descoperi aceste nereguli. Au apărut, de exemplu, pentru respectarea timpilor de conducere și odihnă a conducătorilor auto, mașinile de ultimă generație au fost dotate cu așa zisele tahografe inteligente. Aici mai avem anumite probleme pentru că sunt, așa cum cei care dezvoltă tehnologia acestor tahografe în bine pentru a ușura activitatea și a urmări mai bine mersul și tot ce ține de înregistrările tahografului, au apărut și oamenii de bine, în ghilimele, care încearcă să contracareze efectul acestora și încearcă să manipuleze aceste tahografe și să le fraudeze. Și personalul ISCTR-ului permanent ține pasul cu tehnologia și participăm la anumite cursuri pentru eliminarea fraudării acestor tahografe. În ceea ce privește activitatea ISCTR de cântărire a vehiculelor grele, în Vrancea sunt două cântare, iar în viitorul apropiat se dorește crearea unui nou amplasament în zona Ojdula. Fiecare județ din Moldova, în cadrul inspectoratului, sunt în jur de 2-3 locații de cântărire care îndeplinesc condițiile legale de planeitate, de exact ce cere instalația de cântărire. În județul noi avem două spații, la Măicănești și la ieșirea la limita de județ și la Mausoleu, la Mărășești, care fac față, adică cerințelor. Dar am putea, dacă acum s-a dezvoltat și a crescut traficul pe DN2D Ojdula, e în plan să amenajăm și în zona asta, traficul a crescut, a mașinilor de tonaj și se urmărește
realizarea unui astfel de amplasament pentru efectuarea cântăririlor în zonă. Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier numărul 3 are 50 de inspectori și are în aria de competență județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea. Focșănenii au avut aseară întâlnire cu Regina Maria la Sala Balada. Este vorba despre actrița Roxana Lupu, care a interpretat rolul acestei personalități în filmul Maria, Regina României. Dacă cetățenii au avut ocazia să stea de vorbă cu actrița și să-i adreseze întrebări, primarul Cristi Misăilă i-a oferit o plachetă onorifică din partea primăriei Focșani. Ultima activitate dedicată Unirii Principatelor Române, organizată de Primăria Municipiului Focșani, a avut loc duminică seara la Sala Balada din municipiu. A fost o întâlnire cu actriță focșăneană care a impresionat publicul prin rolul principal jucat în filmul Maria, Regina României, difuzat cu această ocazie. Roxana Lupu a fost prezentă la eveniment și a fost aplaudată îndelung de publicul din municipiu. Cu bucurie venim să vedem unul dintre cele mai apreciate filme produse despre istoria noastră, despre istoria uneia dintre cele mai valoroase, mai importante și mai iubitoare de neam românesc, femei din istoria noastră, Regina Maria României. Ne bucurăm să vedem sau să revedem acest minunat film în prezența protagonistei, actrița Roxana Lupu, care iată este alături de noi și în această seară. Este un moment istoric pentru noi toți, pentru focșăneni în special, pentru că, iată, o focșăneancă, o fiică a orașului unde s-a scris istorie, aici s-a făcut primul pas spre Marea Unire, iar Regina Maria a fost cea care a pecetluit acea Mare Unire. Știm foarte bine că fără eforturile casei regale și în special a Reginei Maria, nu s-ar fi recunoscut această mare unire de către forțele europene și internaționale și iată că am ajuns astăzi, având în vedere că, așa cum a spus și domnul director Sorin Francu, am serbat și vrem să nu uităm niciodată că 24 ianuarie reprezintă o zi crucială pentru Focșani și o zi istorică, am vrut să o marcăm așa cum se cuvine și a trebuit să chemăm acasă pe Regina Maria. Și dați-mi voie să îi oferim din partea noastră, a dumneavoastră, a focșănenilor, să îi oferim o plachetă pentru a recunoaște eforturile și totodată tot ceea ce a făcut în cariera dumnei pentru promovarea culturii românești. Fără cultură, fără istorie, fără tradiție, noi nu suntem identificați ca neam și țară. Iar ceea ce a făcut doamna Roxana Lupu a făcut doar pentru a promova România. Vă mulțumesc și mă întâlnim. Această bucurie și acest film cu dumneavoastră. Mulțumesc domnului primar pentru această frumoasă distinție. Mă bucur foarte mult că pot să fiu în acest an în țară. Mă bucur că a ieșit acest film făcut cu multă trudă și în același timp cu multă iubire și dăruire. Mulțumesc și domnului Francu pentru frumoasa introducere. Mulțumesc dumneavoastră care ați venit din nou să vedeți acest film, poate unii a doua sau a treia oară. Și datorită dumneavoastră, filmul este al doilea cel mai vizionat din țară și sperăm să ia multe premii în acest an, fiind înscris la destule festivaluri. Vă urez o seară frumoasă, vizionare plăcută. În același timp vă aștept la sfârșit cu întrebări. Cei prezenți au vizionat filmul în prezența actriței din rolul principal. După proiecție, Roxana Lupu a urcat pe scenă și a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Prin răspunsurile sale, Roxana a îndemnat la patriotism, să ne respectăm valorile și să ne iubim țara. Vreau să te întreb ceva. Eu știu așa că actorii care fac roluri mari, și asta este un rol mare, pentru noi românii cel puțin e un rol de mare suflet, să zicem. Dar numai dacă ne gândim la povestea inimii Reginei Maria. Absolut. Și un asemenea rol marchează, de fapt, și pe cel care îl interpretează.
te-a marcat într-un fel? M-a marcat în multe feluri, pentru că pur și simplu sunt multe, multe lucruri care m-au marcat și încerc să nu mă gândesc prea mult la ele, că mă enervez. M-a marcat în primul rând patriotismul și demnitatea și puterea cu care a luptat această femeie, de fapt străină de noi, pentru renumele nostru și pentru promisiunea pe care a oferit-o soldaților în primul război mondial de a duce la capăt România mare. M-a întristat că nu mai vedem acest lucru și mă întristează în continuare că nu, dincolo de multele lucruri care se întâmplă, nu mai ne reprezentăm, primul rând noi ca simpli oameni, țara cu demnitate. Mi se pare groaznic și, de fapt, e din cauza acestor ani de comunism care au fost, în primul rând. Acest lucru m-a marcat în primul rând. Bine, ea fiind și britanică, avea acest simțământ de țară, de a reprezenta țara și de a fi demnă. Dar m-a pus pe gânduri foarte mult. Oare ce s-a întâmplat cu noi în toți acești ani de nu mai suntem mândri când spunem că suntem români? Ce s-a întâmplat cu noi? Chiar atât de mult ne identificăm numai cu ce vedem în ziua de azi, de nu putem să dăm la o parte un pic și să ne citim istoria. Totuși avem atâția oameni în istoria noastră care fac cinste numelui de român. Totuși, ce se întâmplă? Chiar atât de orbi am devenit? Asta mi se pare grav. Asta face un britanic sau un francez. Se raportează la trecutul lui. Nu stă constant în prezent. Pentru că un britanic niciodată nu o să stea zică Nigel Farage mi reprezintă. Nu. Sau Boris Johnson. Toată lumea știe că sunt cum sunt. Dar ei se raportează constant la trecutul lor. La oamenii adevărați pe care i-au avut. La personalități din cultură. Cred că mai mult oricând e nevoie să facem și noi acest lucru. Asta m-a marcat. În finalul evenimentului, Roxana Lupo a acordat autografe celor care au dorit și o mărturie scrisă în urma întâlnirii cu Maria, Regina României. Proiecția filmului nu este întâmplătoare pentru că Mica Unire de la 1859 și eroismul soldaților români din primul război mondial în luptele de la Mărășești, Mărăști, Soveja, Oituz au făcut posibilă unire de la 1 decembrie 1918. Studenții vrânceni care vor să muncească în Germania cu contract de muncă pe perioada vacanței de vară au la dispoziție o lună pentru a se adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. În acest an sunt disponibile 30 de posturi în mai multe domenii de activitate. În această perioadă, studenții interesați să lucreze în Germania pe perioada vacanței de vară se pot înscrie pentru a obține un job care să le asigure anumite venituri în lunile în care nu merg la cursuri. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea anunță că sunt disponibile 30 de oferte în acest sens. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea anunță începerea perioadei de înregistrare a aplicației în programul destinat studenților care doresc să lucreze în vacanța de vară, să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei. Menționăm că pot aplica studenții cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care urmează cursurile de zi la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii și care au cunoștințe bune și foarte bune de limba germană. Pentru anul 2020 sunt puse la bătaie 30 de posturi în domeniul hotelier gastronomic, în gastronomia de sistem, fast food, în producția industrială și în domeniul serviciilor. Înregistrarea se va face până în luna februarie la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Studenții care au domiciliul în județul Vrancea se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Vrancea. Înregistrarea se va desfășura în perioada 13 ianuarie-14 februarie anul curent. Informații suplimentare găsiți pe site-ul anofm.ro, la secțiunea AJOFM Vrancea, comunicare, materiale informative. Colegiul Auto Traian Vuia din Focșan va avea sală multifuncțională. De curând a fost semnat contractul de execuție pentru construirea clădirii. Valoarea contractului este de peste 5 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni. Elevii Colegiului Auto Traian Vuia din Focșani vor beneficia de o sală multifuncțională care va deservi unitatea școlară. Primarul Cristi Misăil a anunțat că a fost semnat contractul de execuție pentru construirea unei clădiri multifuncționale. Valoarea contractului este de peste 5 milioane de lei fără TVA, iar termenul de execuție este de 12 luni. Este vorba despre un proiect mai vechi început în anul 2006, dar din 2008 nu s-au mai alocat fonduri pentru finalizarea lucrărilor. În 2017 a fost nevoie de reproiectare și obținerea unor avize. Anul 2020 a început foarte bine pentru Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia.
în sensul că în sfârșit a fost semnat contractul cu firma constructoare care va realiza achiziția referitor la sala multifuncțională, sală de sport și ateliere. Suntem pe drumul cel bun, deoarece această execuție va dura 12 luni, după care vom începe o altă achiziție, respectiv dotarea sălii multifuncționale. În acest moment, totuși, avem de achiziționat dirigenția de șantier și după aceea putem da ordinul de începere a acestei lucrări. Clădirea va cuprinde o sală de sport și ateliere pentru instruirea practică. Sala multifuncțională este prevăzută la subsol și la parter cu ateliere și cu spații dotate în vederea instruirii practice, iar la etaj o sală de sport dotată cu vestiare și cu sala propriu-zisă, unde se vor putea derula activități specifice acestui segment, respectiv educație fizică și sport, și toate sporturile și activitățile necesare menținerii stării de sănătate a elevilor noștri. Ceea ce este deficitar în acest moment, având o mare problemă în ceea ce privește derularea orelor de sport, printr-o curte insuficientă și câteodată chiar în alte spații mai puțin corespunzătoare. În prezent, Colegiul Auto Traian Buia beneficiază de o curte subdimensionată, care nu corespunde nevoilor și cerințelor pentru a desfășura în bune condiții orele de educație fizică. Conducerea unității spune că în toate demersurile de a realiza acest proiect a beneficiat de sprijinul primăriei Focșani. Banii vin de la Consiliul Local, Primăria Municipiului Focșani, și aici aș vrea să-i mulțumesc domnului primar Cristi Valentin Misăilă, care de fiecare dată s-a aplecat asupra învățământului vrâncean, în special tehnologic și profesional, cu o foarte mare deschidere, susținând această latură a învățământului profesional și tehnic. E un credit bugetar care va acoperi în totalitate, spun eu, construirea acestei săli multifuncționale. Într-un comunicat de presă, primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, arată, citez: la finalul investiției, elevii de aici vor avea parte de o sală de sport în care pot desfășura ore pe diverse discipline sportive, dar și ateliere specifice dotate corespunzător. Felicitări întregului corp profesoral în frunte cu doamna director Luminița Balaban pentru implicarea de care a dat dovadă și succes în continuare. Totodată ne reafirmând sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă act educativ, dovadă că am fost întotdeauna deschiși la toate problemele, propunerile și solicitările venite din partea unităților școlare din municipiul Focșani. Am fost și suntem alături de elevii și profesorii focșăneni, pentru că o comunitate puternică și modernă se bazează în primul rând pe educație, a precizat edilul. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 2 grade Celsius, iar cele maxime între 8 și 10 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!